Значит, для тех, кто не был наверху, я коротко повторю то, что нам говорилось. Снимите уволи, тут моя штейну. Значит, он сказал, что на самом деле ничего не было закрыто, всем доступ разрешен, все хорошо, прекрасно, что это только на первое заседание был запрещен доступ. Но какая ситуация сложилась и почему был вообще организован этот протест? Потому что появилась информация о том, что доступ прессы запрещен. Появилась декларация господина Толмачева, был звонок в примарию, было письмо на официальный адрес, никакого ответа не было, и гражданское общество имело информацию, что доступ прессы закрыт. Господин Толмач никак не реагировал, и только сейчас, когда люди пришли с протестом, когда пришли камеры, он решил заявить, что доступ прессы на самом деле открыт. Это было только первый раз, и мы когда-нибудь там опубликуем информацию с этого первого заседания. Мы решили, что все равно это так не оставим, мы подготовили предварительное заявление, которое мы подадим, чтобы было точно по закону, то есть документально зафиксировано, что доступ прессы открыт, и что день, оказывается, не изменен, оказывается, все-таки остался понедельник, но не 8 часов утра, а 2 часа дня. Мы подаем предварительное заявление, кто желает, может сейчас его подписать. Вот, и дальше мы его подадим и будем держать вас в курсе, что происходит. Хотел еще раз сказать спасибо всем, кто пришел, потому что транспарентность – это одна из главных проблем Молдовы и одна из проблем, которую нужно решить, чтобы гражданское общество имело какую-то силу, влияние. И будем действовать, в общем-то. Не будем слушать только слова, будем действовать и документально, и фактически. Спасибо. Scopul nostru a fost ca presa să aibă acces la ședințele operative care se organizau de obicei în zilele de luni și suntem bucuroși că răspunsul a fost unul pozitiv și de astăzi înainte, începând cu lunea viitoare, atât presa cât și cetățenii vor avea acces în sala de ședințe pentru a asculta rapoartele șefilor de direcție. Mulțumim! Mă zbăr că ai văzut la Alina Vodă, de la Asociația Obștească, primăria mea. N-am putut să intru la director, dar am ajuns doar la sindicat, șef sindicat. I-am spus, ce? Am întrebat ce? Noi, ca părinți solidari, am solicitat așa multe informații pe biserica de 150, pe cheltuieli de reparații și pe alte momente. În cazul când aceste ședințe au fost blocate pentru public și se fac într-un cerc închis, nimeni nu știe ce de fapt se ocupă primăria și toți funcționarii din primărie, direcțiile de profil, nu știu ce se ocupă și am rămas într-un vid de informații. Dar bugetul municipiului Chișinău este 4 miliarde de lei și atât activiștii cât și cetățenii au dreptul să știe ce fac funcționarii cu acești bani, cum îi cheltuie și în ce mod, cât de transparent îi utilizează. Cum comentați dumneavoastră declarațiile domnului Talmaci, precum că aceste ședințe, doar ședințe, prima ședință care, de când el a fost investit, a fost închisă pentru că au avut de rezolvat probleme, dar în rest toate de ședințele au fost deschise și că nu este de acord cu faptul că, cu declarațiile care au apărut în presă, precum că el a închis ședința. După venirea domnului Talmaci în funcție de primar interimar, cu părere de rău, nu am mai văzut nicio ședință transmisă live sau nu am văzut reacții la întrebările presiei, inclusiv nu am văzut reacții nici la acel apel care a fost pentru transparență. Deci domnul Talmaci acum încearcă să o facă pe naiv și încearcă să ne spune că, uite, eu n-am știut ce voi ați avut acces, dar de fapt nimeni nu a anunțat nici când vor fi ședințele, nici nu au fost publicat pe pagina primăriei, nici pe pagina Privesc Eu, care tradițional transfăcea live-uri de la primărie. Deci a fost informația închisă, dar acum se face că, uite, nu am știut, nu știu despre ce voi vorbi, dar de fapt au știut foarte bine ce au încercat să facă. Mulțumim! Plăcere! Dar mi se părea transparente sau mai mult cu
erau mai puțin cu mult acces la informații, dar era mai bine că erau ședințele publice și totodată erau circula anumite informații pe internet sau online, în media online. Și era acces la media și dacă ei erau acolo, puteau să dea anumite și erau posibilitatea de să dea întrebările necesare și anume incomode pentru autorități. Cum vreau de la mișcare există și rebelii.